Luptătoarele steliste s-au remarcat la prima mare competiție din 2022. Beatrice Andreea Ana a cucerit medalia de aur, iar Roxana Capezan a obținut argintul la Campionatul European de Tinerete de la Plovdiv de la începutul acestei luni. Campioană mondială de tineret în 2021 la Belgrad, Beatrice și-a reconfirmat valoarea în Bulgaria. Tânăra sportivă stelistă și-a surclasat adversara în finală, 12-0 cu Elnura Mamadova din Azerbaijan, și se gândește deja la competițiile de seniori. După aurul mondial a venit acum aurul european la tineret. Cum a fost competiția din Bulgaria comparativ cu cea din Serbia de anul trecut? A fost o competiție grea, ca orice concurs important, cu foarte multe emoții, dar per total sunt mândră de evoluția mea. Ce obișnuiesc să faci în dimineața zilei înaintea unei competiții? Nu am niște tabieturi speciale, încerc să mă comport normal, mănânc, beau cafea, poate să zicem că asta e, nu pot să lupt dacă nu beau cafea. Dar în rest nimic special. Ce obiective ai în continuare în acest an? Urmează Campionatul European de Seniori, îmi doresc să fac o figură frumoasă și acolo, și mai apoi Campionatul Mondial de Under 23 și Campionatul Mondial de Seniori. Roxana Capezan a avut un parcurs aproape perfect la această ediție a europenelor și savurează din plin medalia cucerită la Plovdiv. Roxana, ce înseamnă medalia de argint pentru tine? Această medalie pentru mine a însemnat foarte mult pentru faptul că este a doua participare pe care o am la un campionat european de Under 23. Și mă bucur că am reușit de data asta să aduc o medalie, nu ca data trecută în care nici măcar nu am reușit să câștig un meci. Cui dedici medalia cucerită în Bulgaria? În primul rând mi-o dedic mie, pentru că pentru asta muncesc, și în al doilea rând familiei mele, prietenilor și oamenilor care îmi sunt alături în fiecare zi pe parcursul pregătirii mele. Ce înseamnă succesul pentru tine? Probabil succesul înseamnă ceea ce culeg eu în fiecare zi de la concursurile importante pe care le am, după toată munca depusă. Cele două luptătoare steliste intră din această săptămână în cantonament la Izvorani, acolo unde vor pregăti, alături de colegele de lot, participarea la următoarele concursuri.